o să discutăm despre cum să slăbești între 7 și 15 kg în 12 săptămâni, cum să scapi de burtica postpartum și cum să-ți menții rezultatele pentru totdeauna. Și, cel mai important, vei slăbi fără să te înfometezi, fără ceaiuri sau pastile de slăbit, da? Este important să te bucuri de mâncarea ta preferată și totuși să slăbești. Pentru cele care nu mă cunosc, eu sunt Bianca Păsat. Poate unele dintre voi mă recunoașteți din diverse emisiuni TV, unde am avut ocazia să vorbesc atât despre nutriție, cât și despre fitness, cele două mari pasiuni ale mele. În această seară vreau să vă împărtășesc câteva din lucrurile și din călătoria mea și despre cum am ajuns aici. Am început gimnastica artistică la vârsta de 6 ani, iar de atunci sportul a devenit parte din identitatea mea. Pe parcursul anilor am avut ocazia să concurez la cel mai înalt nivel, făcând parte din lotul național și să câștig numeroase titluri naționale și internaționale, inclusiv un loc 3 pe podiumul la Cupa Mondială de Gimnastică Aerobică. Este un titlu foarte frumos și o amintire extrem de importantă pentru mine, pentru că s-a întâmplat exact în ziua când am împlinit 18 ani și o să țin minte toată viața. Această experiență mi-a arătat ce înseamnă să depui efort continuu pentru a-ți atinge obiectivele, dar și cât de important este echilibrul între corp și minte. Cu timpul am vrut să fac mai mult decât să performez pe scenă. Am absolvit Facultatea de Sport din București și mi-am dedicat viața ajutându-i pe ceilalți să-și câștige propriul potențial fizic și mental. Ca și specialist în remodelare corporală, consultant în nutriție și antrenor personal, am lucrat cu multe femei care își doreau să-și recapete energia, încrederea, forma fizică, indiferent de vârstă sau de provocările cu care se confruntau. Știu cât de greu poate fi uneori să te pui pe primul loc, mai ales când viața devine agitată. În tot parcursul meu însă am înțeles că nu este vorba doar despre pierderea kilogramelor. Este despre a te simți puternică, sănătoasă, capabilă. Împreună putem să ne concentrăm pe ceea ce contează cu adevărat, să-ți îmbunătățești stilul de viață, să-ți redescoperi forța interioară și să-ți atingi obiectivele într-un mod sănătos și sustenabil. Sunt fondatoarea programului Revive, un program ce ajută femeile ce au născut și se luptă cu kilogramele în plus, cu burtica postpartum și cu lipsa energiei, să slăbească și, bineînțeles, să-și mențină rezultatele toată viața. Cu programul Revive am ajutat peste 200 de femei să slăbească și continui să țin legătura cu ele chiar și după ce au terminat programul. Acum nu vreau să spun toate astea să crezi că mă laud, pentru că deși toată copilăria mea am făcut sport de performanță și am făcut gimnastică, trebuia să arătăm impecabil, dieta era una destul de strictă, iar eu imediat după ce m-am lăsat de sport m-am îngrășat 15 kg. Imaginați-vă cum mă simțeam, cum mă priveam în oglindă, fiind toată viața o fetiță subțirică, dintr-o dată aveam 15 kg în plus. Deși eram la Academia Națională de Educație Fizică și Sport, știam foarte multe despre sport, dar extrem de puține despre nutriție. Bineînțeles că îmi doream să slăbesc și îmi doream să slăbesc repede, pentru că nu-mi plăcea cum arăt, nu-mi plăcea să râdă lumea de mine, să mă arate cu degetul. Și am început cel mai scurt drum pe care eu îl știam la momentul respectiv, să mă înfometez. Așa că timp de o lună mai mult nu mâncam decât mâncam și, bineînțeles, consumam foarte multă apă pentru că îmi ținea de foame. După o lună am slăbit foarte repede 10 kg, dar imediat cum am început să mănânc, imediat orice puneam în gură, aveam impresia că mă îngraș și, într-adevăr, am pus imediat la loc cele 10 kg slăbite. Am ținut-o așa, între fluctuații de greutate, slăbeam, mă mai îngrășam un pic, mai slăbeam puțin, niciodată o greutate constantă. Și boom-ul a fost la vârsta de 35 de ani, când am rămas însărcinată. Bineînțeles că au început să apară temerile legate de ce o să se întâmple cu corpul meu, dacă mai revin vreodată la forma inițială, cât de mult o să se transforme, dacă o să mai fiu vreodată mulțumită de ceea ce văd în oglindă.
În sarcină am luat 12 kg, nu sunt foarte multe kilograme, nu sunt o persoană înaltă, dar la mine 12 kg se vedeau. După naștere am slăbit doar 2 kg, bineînțeles au rămas cele 10 în plus și, surpriză, burtica era tot acolo, plus o diastază abdominală. Eram copleșită de absolut tot ce se întâmpla în viața mea, eram lipsită de energie, aveam dureri de spate din cauza posturii pe care o aveam în timp ce alăptam. Iar din cauza hormonilor, bineînțeles că eram plină de celulită și pufoasă. Deși devenisem mamă, femeia din mine suferea extrem de tare. Nu-mi plăcea ce vedeam în oglindă, nu mă mai simțeam sexy, nu mă mai simțeam confortabil să mă dezbrac nici în fața soțului, nici să merg la piscine, nici să merg la plajă. Deci nu eram într-o formă prea fericită. Știam că ca copilul meu să fie bine, trebuia să fiu eu bine cu mine. Și atunci am realizat că trebuie să fac ceva, să slăbesc, fără să mă fometesc, pentru că alăptam și știam că nu e un lucru foarte favorabil în direcția asta, și să nu mă mai îngraș niciodată. Am început, bineînțeles, să studiez și mai mult lumea nutriției și a fitness-ului. Am făcut cursul de specializare, am studiat intens, am investit o grămadă de bani și timp pentru dezvoltarea mea și pentru a înțelege care sunt principiile din spatele fitness-ului și a nutriției. Așa am descoperit în Marea Britanie nutriția integrativă. Este nutriția foarte diferită de cea convențională. Este o parte foarte importantă din medicina integrativă. M-am specializat pe normalizarea greutății și remodelare corporală. Așa am învățat și descoperit noi metode integrative în care poți să slăbești fără să te înfometezi. Este important să asculți nevoile corpului tău, să-l asculți în fiecare zi ce-ți transmite, ce nevoi are nutriționale și să le adopți. Ce să mănânci pentru a scădea inflamația din organism și, din păcate, alimentația noastră de zi cu zi ne creează niște inflamații în organism care duc la intoleranțe, la alergii, s-ar putea să vedeți pe pielea voastră diferite erupții și nu știți de la ce. Înseamnă că s-a produs o inflamație în intestinul vostru și de acolo pleacă toate. Așa că metodele integrative pun foarte mare accent în direcția asta și cel mai important e să adopți un stil de viață sănătos, să nu te mai îngrași niciodată. Și acum vom discuta puțin despre diferențele dintre nutriția convențională și nutriția integrativă. Nutriția integrativă are o abordare holistică, da? Se concentrează pe sănătatea întregului organism, pe conexiunea dintre alimentație, stil de viață, mediu, sănătate mentală și emoțională, da? Pe când nutriția convențională are recomandări generalizate, bazate pe nevoile nutriționale ale populației medii. Și acum imaginează-ți că ești o tânără de 23-24 de ani ce te lupți cu kilogramele în plus și tu ții aceeași dietă ca o femeie de 54 de ani care la fel se luptă cu kilogramele în plus, dar sunteți două persoane diferite cu nevoi atât de diferite. Nutriția convențională abordează generalități pentru toată lumea. Am început, bineînțeles, să aplic toate principiile nutriției integrative și, surpriză, pe lângă faptul că m-am reglat hormonal, am început să slăbesc, să am din nou energie și să îmi construiesc ușor, ușor silueta dorită. După ce am născut, am reușit să slăbesc 15 kg, să-mi recuperez silueta și, pentru că mi-am dorit să ajut și alte femei, am creat programul special Revive. Trebuie să țineți minte că după ce îți repare relația cu corpul tău și cu stima de sine, viața ta se va schimba radical. Și știu că în momentul ăsta sună prea frumos să fie adevărat, dar exact asta te voi învăța eu astăzi și vom trece prin cele trei secrete care stau în spatele slăbitului sustenabil și sănătos. Și sunt aici să spun că dacă eu am reușit să fac o schimbare, atunci și tu cu siguranță vei reuși. Sunt eu în câteva ipostaze de-a lungul timpului, după ce am născut, cu aceeași greutate, cu un corp din ce în ce mai tonifiat, un corp în care mă simt din ce în ce mai bine și sunt mândră de rezultatele mele.
Bun, metoda Revive are la bază 3 secrete. 1. Slăbește dându-i corpului tău ce are nevoie fără să te înfometezi. Secretul 2. Dezvoltă-ți musculatura corpului. Secretul numărul 3. Mențineți rezultatele toată viața. Le vom lua pe rând și le vom discuta și vom începe cu secretul numărul 1. Slăbește dându-i corpului tău ce are nevoie fără să te înfometezi. Dragele mele, vreau să țineți minte că alimentația este 80% importantă în transformarea corporală. Fără o alimentație adecvată, nu vei atinge silueta dorită, indiferent câtă sală faci, cât sport faci, cât de mult mergi cu bicicleta sau cât de mult mergi pe jos sau urci scările. În primul rând, trebuie să aflăm câte calorii are nevoie corpul tău pentru a slăbi. Pentru a face treaba asta, sunt mai multe formule care se găsesc inclusiv pe internet. Recomandarea mea este să faceți media a două dintre formule, dar grijă mare! Pentru a stabili necesarul tău caloric, e nevoie la acel rezultat pe care vi-l furnizează formulele să adăugați tipul de activitate pe care îl desfășurați. Și acum, să presupunem că rezultatul formulelor este 1200 de calorii pe zi. Da? Voi înmulțiți activitate ușoară, trebuie să înmulțiți 1200 ori 1.2. Toate se găsesc pe internet, o să vă dau dacă aveți nevoie, niciun fel de problemă. Da? Stabilit odată necesarul caloric, acela îl respectați în fiecare zi. Nu-l modificați că astăzi merg la sală și am mers pe bicicletă și mi-a arătat că am consumat 300 de calorii și astăzi pot să mănânc cu 300 de calorii mai mult. Dar abordarea este greșită. Odată stabilind necesarul caloric, acela trebuie să-l respecti în fiecare zi. Ok? Iar al doilea principiu, află câte grame din fiecare macronutrient are nevoie corpul tău. Fiecare aliment, pe lângă caloriile pe care le conține, conține și macronutrienți. Și acum vreau să-mi scrieți în chat care sunt macronutrienții. Vreau să văd ce știți voi despre treaba asta. Între timp ne-a spus Nico că da, are rezultate, dar sper să găsesc o rezolvare. Da, Nico, uite, în seara asta găsim o rezolvare. Vă rog, scrieți-mi în chat care credeți voi că sunt macronutrienții de care corpul nostru are nevoie. Bun, hai să vedem care are curajul. Cu încredere... Proteină, carbohidrați și grăsimi. Gionchi ne spune. Bun, Gionchi. Ia să vedem. Altcineva? Hai să ne jucăm puțin cu încredere. Suntem aici să învățăm, suntem aici să vă învăț, să vă descurcați singure, cât mai bine. Hai, Nico, Ana Maria, Simona ne zice proteină și carbohidrați. Ok, Simona? Ia să vedem. Încă două, trei răspunsuri, să vedem ce ne mai ziceți. Nu? Bun. Exact cum spuneam, orice aliment sau băutură, în afară de apă, inclusiv și apa minerală, are calorii. Deci trebuie să conștientizați că orice gustărică, orice, nu știu, gură mică are calorii. Ok? Bun. Și acum o să mai facem un joculeț foarte drăguț. 100 de grame de pâine are 264,6 kilocalorii. Vreau să-mi scrieți acum în chat câte calorii credeți că are 100 de grame de pizza, ceea ce nu înseamnă foarte mult. Uite, între timp, Raluca ne mulțumește, cred. Ok. Ramona, cred că este vorba despre proteine, fibre, carbohidrați și vitamine. Nicoleta ne zice bună seara. Bun. Între timp cât îmi scrieți voi câte calorii credeți că are 100 de grame de pizza, da, o să vă spun, răspuns corect a răspuns Gionchi. Macronutrienții sunt proteine, carbohidrați și glucide, adică grăsimi. Acești trei macronutrienți noi avem nevoie în fiecare zi. Nicoleta a spart gheața și ne-a spus că pentru 100 de grame de pizza
Sunt 325 de kilocalorii. Raluca ne spune 300-400 kilocalorii per 100 de grame de pizza. Ok, Nico, nu știu ce să zic. 500 de kilocalorii. Ok, Nico, bun. Pentru 100 de grame de pizza, dragilor, este mai puțin. Sunt 266 de calorii. Dar 100 de grame de pizza sunt foarte, e foarte puțin. Foarte puțin. Credeți-mă că mâncați mult mai mult. Dar, surpriză mare, 100 de grame de alune are 628,3 kilocalorii. Și imaginați-vă că stați în fața biroului și ciuguliți pe sistem nervos, da? Și mâncați o pungă întreagă de alune și vă luați doar dintr-o gustărică, nici nu vă dați seama când o consumați, 628 de calorii, la unele persoane chiar mai mult decât necesarul unei mese principale. Bun. Și acum, hai să facem iar un joculeț. Dacă tu mănânci 1500 de calorii și consum prin activitatea ta fizică 1500 de kilocalorii, ce crezi că se întâmplă? Cred că pizza 100 de grame are 195 de calorii, ne-a scris Ramona. Ok, Ramona. Ce credeți că se întâmplă dacă noi mâncăm alimente de 1500 de calorii și consumăm prin activitatea noastră zilnică 1500 de calorii? Activitate zilnică, să știți că nu este doar mersul la sală. Activitate zilnică este inclusiv ceea ce fac eu aici, vorbesc și gesticulez, inclusiv căratul copiilor, curățenia în casă, joaca cu copiii. Absolut toată activitatea voastră zilnică consumă calorii. Ana Maria ne spune că ne menținem. Gionchi ne spune la fel, că ne menținem. Da, fetelor, corect, atunci rămânem la aceeași greutate. Greutatea noastră nu se modifică. Dar dacă noi mâncăm 2000 de calorii și consumăm prin activitatea noastră zilnică doar 1500 de kilocalorii, ce se întâmplă? Simona ne zice, ne simțim obosiți. Obosiți. Nu știu la ce te referi, Simona, când zici că ne simțim obosiți. În general, o alimentație proastă, da, te face să te simți obosită. Andreea, bună seara, scuzați întârzierea, nu-i problemă, suntem aici. Ana Maria ne spune că ne îngrășăm. Gionchi, ești în deficit caloric. Gionchi, nu. Ești în surplus caloric de data asta, pentru că alimentele pe care tu le-ai consumat sunt mai multe decât alimentele pe care le-ai ars prin activitatea ta. Și atunci asta înseamnă că te vei îngrășa. Da? Deci ne îngrășăm dacă noi nu consumăm toate caloriile pe care le-am mâncat prin activitate, ne vom îngrășa. Bun, dar dacă noi consumăm 1500 de calorii și ardem prin activitatea noastră 2000 de calorii. Exact, da, asta înseamnă deficit caloric. Și asta ne va duce automat să slăbim. Ok? E vorba doar de raportul ăsta, trebuie avut grijă și pentru a ajunge la treaba asta trebuie să vă dați seama de câte calorii are nevoie corpul vostru pentru a slăbi. Bun. Dar ce se întâmplă dacă eu vreau un deficit mai mare? Nu de 300 sau de 500 de calorii, eu vreau să slăbesc foarte repede, da? Și în loc de 1500 de calorii mâncate, eu consum 800 de calorii și ard 2000 de calorii în fiecare zi prin activitatea mea. Ce credeți că se întâmplă? Vreau să-mi scrieți de data asta în chat. Ce credeți că se întâmplă? Dacă eu consum prin alimentele pe care le mănânc în fiecare zi 800 de calorii, iar prin activitatea mea zilnică consum 2000 de calorii, ce credeți că se întâmplă? Ana Maria ne spune, atunci slăbim. Ana Maria ne spune, nu cred că este bine. Ok, Ana Maria? Bun. Ia să mai vedem cine ne mai zice. Ne-a mai scris Nico. Se pierde din masa musculară, Nadiușca. Nico, nu avem energie. Poate ne dăm peste cap hormonii. Corect. Bun. Foarte bine, fetelor. Bravo. Consumăm din masa musculară, ne zice Simona. Foarte bune răspunsurile. Îmi place de voi. Bravo. Felicitări, fetelor. Sunteți puse la punct. Într-adevăr, aici intervine înfometarea, da? Când
Noi consumăm foarte puține calorii, corpul nostru are de suferit și ne înfometăm, iar înfometarea încetinește metabolismul, da? Pentru a conserva energie. Imaginați-vă că sunteți pe un munte și sunteți lipsite de surse de hrană. Atunci corpul vostru stochează toată grăsimea și automat nici nu o să slăbești foarte mult pe termen lung, slăbești mult mai greu, conservă energia. Da? Pierzi din masă musculară, poți experimenta oboseală, slăbiciune, căderea părului, exfolierea unghiilor, probleme cu sistemul imunitar și, bineînțeles, multe alte afecțiuni. Ești nervoasă, ai dificultăți de concentrare, anxietate, amețeli, confuzii și, în cel mai rău caz, stări de leșin. Exact, uite, ne scrie și Ramona, amețeli, corpul face depozite. Bravo, fetelor! Foarte, foarte bine! Bun, deci pentru a slăbi ai nevoie de deficit caloric și de toți macronutrienții. Gramajele acestora, la fel ca și necesarul caloric, este diferit pentru fiecare corp în parte. Se calculează în funcție de sex, vârstă, înălțime, greutate, tip de activitate. Da? Și acum vreau să vă întreb, de ce credeți voi, după toate informațiile astea, că nu sunt bune dietele populare de pe net? Sau dieta de la o prietenă, chiar dacă s-a dus la un nutriționist. De ce credeți că nu sunt bune? Vreau să-mi scrieți în chat. La fel, nu uitați, dacă aveți întrebări, notați-vi-le, le discutăm mai pe larg la finalul webinarului, astfel încât să ieșiți lămurite și să înțelegeți exact toate principiile. Hai să vedem. De ce nu sunt bune dietele populare de pe net sau dietele primite de la o prietenă? Junkie Simona, pentru că este o dietă generală, nu personală, ne spune Ana Maria. Corect, Ana Maria, foarte bine, dar e posibil să fie o dietă personalizată pentru cineva și să nu ți se potrivească ție. Da? Trebuie să fie personalizată dieta, ne spune Simona. Poate să difere vârsta, mișcarea, greutatea. Pentru a... Nico ne spune, pentru că am încercat de toate și nu mai am încredere. Nico, nu știu ce ai încercat, dar trebuie să ai încredere că folosind informația corectă o să ajungi la rezultatele dorite. Într-adevăr, fetelor, aveți super mare dreptate. Dieta disociată, da? De exemplu, mănânci o zi carbohidrați, o zi proteină, o zi fructe, o zi grăsimi și așa mai departe. Îți iei toți macronutrienții în fiecare zi? Nu. Exclus. Da? Deci este o dietă care te dereglează hormonal, este o dietă mult prea strictă și nu e sănătoasă pentru corpul tău pe termen lung. Este, în concluzie, o prostie. Să nu faceți treaba asta, încetați să mai luați diete de pe net care sunt cu sfaturi generale, care sunt pentru alte persoane, care nu vi se potrivesc vouă. S-ar putea să dea rezultate în primă fază, dar pe termen lung să vă creeze mai multe probleme. Nu prea pot intra să scriu. Ok, Floarea. Ramona, vârstele diferite au necesități diferite tipologii. Exact. Bun. Foarte bine ne scrie Ramona. Deci, dietele disociate, exact, egal înfometare. Imposibil de ținut pe termen lung și, exact ce spuneam, te dereglez hormonal. Și acum ce alegi? Imaginea din partea stângă, unde ai o farfurie super echilibrată, și imaginea din partea dreaptă unde ai o bucată de carne. Crezi că ai putea să mănânci așa tot restul vieții tale? Crezi că te-ai simți fericită mâncând doar o bucată de carne la masă? Sau varianta în care ai o farfurie echilibrată, un conținut bun de proteine, de grăsimi și de carbohidrați? Da? Exact asta. O farfurie echilibrată trebuie să conțină cei trei macronutrienți, proteină, grăsimi și carbohidrați, plus fibre. La fiecare masă, asta trebuie să conțină farfuria ta. Și dacă mâncăm doar carne, nu le putem mânca pe amândouă? Depinde de obiectivele tale, Nico. Bun. Deci, exact cum spuneam, îți poți construi farfuria în funcție de preferințele tale alimentare, doar respectând cele două principii: deficitul caloric, ca să slăbești, și macronutrienții să fie pe nevoile tale. Deficit caloric plus macronutrienți egal slăbit.
Vom trece acum la secretul numărul 2. Dezvoltă-ți musculatura corpului. Știai că mușchiul este cel mai important organ pentru a slăbi? Da, nu este un organ în sensul tradițional, dar mușchiul joacă un rol crucial în metabolismul și în arderea grăsimilor. Imaginează-ți acum că ai diferența între două persoane, una care are 55 de kg și masă musculară și una care are 55 de kg și foarte puțină masă musculară și mai multă grăsime. Credeți că se vede diferență pe corpul lor? Vă spun eu că da, foarte multă. Și odată dezvoltată masa musculară, imaginează-ți că tu te-ai creat un consumator foarte mare. Și în loc să necesarul tău caloric să fie 1500 de calorii, faptul că tu ești o persoană activă și ți-ai dezvoltat masa musculară, necesarul tău caloric se duce în 1700, în 1800 de calorii. Ceea ce înseamnă că tu poți să mănânci mai mult pentru că corpul tău consumă mai multe calorii. Acum, în primul rând, mușchii ar mai multe calorii în repaus comparativ cu grăsimea corporală, da? Deci dacă avem mai multă masă musculară, cu atât corpul tău va arde mai multe calorii. Se va îmbunătăți sensibilitatea la insulină, se va îmbunătăți compoziția corporală, exact ce spuneam, diferența între două persoane cu aceeași înălțime și cu aceeași greutate, dar cu diferență de compoziție corporală. Poți să ai 60 de kg, să arăți extraordinar atât timp cât ai dezvoltată masa musculară. Bun, și acum, doamnelor, vreau să discutăm și despre o parte mai puțin discutată, despre mușchii drepți abdominali și ce se întâmplă cu ei după naștere. Vreau să-mi spuneți dacă ați auzit de diastază abdominală și cine, scrieți-mi în chat dacă ați auzit sau nu de diastază abdominală. Care sunteți mame, s-ar putea să vă fi întâlnit cu acest termen. Care nu, mă bucur că participați acum și că aflați din timp despre treaba asta. Vreau să vă recunosc că nici eu, până să rămân însărcinată, nu am știut despre diastază abdominală. M-am confruntat direct cu ea. Nico ne spune doar așa, mai puțin. Simona ne spune nu, Eliza ne spune da, am auzit. Raluca da, Emma da, Sanda puțin, Ana Maria, mușchii abdominali sunt deplasați, nu chiar deplasați, am auzit și că nu prea se mai retrage, ne spune Nico. Ok, bun, fetelor, aici sunt mai multe variante de diastază abdominală. Și ce se întâmplă? Odată cu dezvoltarea bebelușului în burtică, mușchii drepți abdominali se depărtează. E un lucru perfect normal pentru a face loc bebelușului să se dezvolte. La toate femeile se întâmplă treaba asta, deci nu ne speriem. Din păcate, după ce naștem, la unele femei, mușchii drepți abdominali nu se mai apropie, da? Ea poate fi de mai multe feluri, exact cum e aici, în partea inferioară a abdomenului, în partea superioară, chiar în mijlocul abdomenului, mai multe variante. E un exercițiu foarte ușor de controlat. Cele care ați născut și nu știți să fi depistat diastaza abdominală, se pune foarte ușor palma la ceafă, două degete deasupra buricului, culca pe spate, ne ridicăm și palpăm ușor cu cele două degete pe toată lungimea liniei albe, centrul abdomenului, da? Și vedem acolo dacă intră degețelele. Sunt de controlat două lucruri. Odată, care este dimensiunea între depărtarea mușchilor drepți abdominali, cât de mult, dacă intră un deget sau două, dar de asemenea și adâncimea diastazei abdominale. Nu vă îngrijorați, pentru că cu exercițiile corecte se poate corecta. E nevoie timp, într-adevăr, la unele persoane este dureroasă, dar la unele nu, tocmai de aceea nici nu o depistăm. Dar cu exercițiile corecte, exact cum spuneam, se poate corecta, nu ne îngrijorăm. Bun. Aici avem două rezultate ale două doamne din programul Revive. În partea stângă, cum mă uit eu, o avem pe Janina, a slăbit 7 kg în 12 săptămâni și pe Ioana în cealaltă parte, care a slăbit 11,5 kg în 10 săptămâni. Recent mi-a scris, am vorbit cu ea, după terminarea programului a mai slăbit încă 4 kg. Exact cu metoda pe care v-am prezentat-o eu astăzi, cu farfurii echilibrate, exact cum le vedeți în poze, cu mâncare
care le face plăcere să o consume. Așa au slăbit fetele din programul Revive fără să se înfometeze. La fel cum a slăbit și Adela și Gabriela, cele două fete pe care le vedeți în poză. Nu trebuie să vă înfometați, nu trebuie să mâncați mâncare ca la spital fără gust. Mâncarea trebuie să aibă gust, să vă placă, să nu simțiți că sunteți la o dietă. O parte din mesajele primite de la fete, Bianca, îți mulțumesc din suflet, nu-mi vine să cred că am slăbit deja 4 kg, mulțumesc pentru tot ajutorul. Da, parcă vine de la sine totul, mă uit cum se transformă corpul meu, e așa plăcut. Astăzi am pus o curea la pantalon pe care nu o folosisem din iarnă și sunt tare fericită că am pus cu două găuri mai în spate. Săptămâna trecută 68, acum 65.7. Am 7,9 kg de când am început. Bună, Bianca! De fiecare dată când mă uit în oglindă, îmi amintesc cu zâmbetul pe buze de programul Revive și cât de mult mi-a schimbat stilul de viață, încrederea în mine și chiar relația cu soțul meu. Primesc complimente zilnic, am slăbit și ce bine arăt. Și am o problemă gravă. Trebuie să renoiesc garderoba. Toți pantalonii îmi sunt largi. Da, mare problemă. Wow, nu-mi vine să cred cum mă văd în fiecare zi. Nu am remarcat exact diferența. Mulțumesc mult pentru că m-ai motivat și ghidat. Și acum să-ți arăt și rezultatele Alexandrei, o tânără mămică aflată la a doua sarcină, care indiferent ce încerca, nu reușea să scape de burtica postpartum. Orice dietă ținea în primele 3 săptămâni nu reușea să scape nici măcar de 100 de grame. Se arată cântarul în minus, dar după 12 săptămâni în programul Revive, unde a învățat cum să mănânce, ce să mănânce și cum să-și structureze atât mesele cât și antrenamentele, a slăbit 10 kg. De atunci se menține și este super mulțumită de corpul ei. Și dacă până acum te gândeai, da bine, eu nu am timp să gătesc, sunt o femeie ocupată, muncesc de dimineață până seara și efectiv eu nu am timp să gătesc, să-mi fac antrenamentele. Vreau să vă spun că fetele din programul Revive își pregătesc mesele pentru toată ziua în 30 de minute și acordă 3 ore pe săptămână pentru antrenamente. Toate sunt mame, au carieră de succes, muncesc aproximativ 10 ore zilnic și totuși au timp pentru ele. Tu ai timp pentru tine? Ai timp să te prioritizezi? Ai timp să te uiți în oglindă, să-ți placă ce vezi? Ai timp să te simți plină de energie? Ai timp să te simți plină de viață? Să-ți cumperi hainele alea care îți plac, să nu le mai dai dintr-o parte în dulap că nu-ți mai vin. Ai timp să te îmbraci în costumul de baie, să-ți placă ce vezi, să te duci încrezătoare pe plajă? Eu sper că vă faceți timp, fetelor. Și acum, care este cea mai mare problemă care te ține pe loc să-ți transform corpul? Sunt mai multe probleme și vreau să mi le scrieți fiecare în chat. Care este pentru voi cea mai mare problemă în a transforma corpul tău? Ia să vă văd, doamnelor, scrieți-mi în chat care este pentru voi cea mai mare problemă, cu ce vă confruntați? Bun. Aștept răspunsurile voastre în chat. Ana Maria, Nico, Ramona, hai, vă aștept. Jonky, alimentația. Ok, Jonky, înțeleg că nu reușești să faci un echilibru în alimentație, să creezi un deficit caloric astfel încât să ajungi la rezultatele dorite. Andreea ne spune cola, multă cola. Ok, Andreea, Simona. Nu reușesc să fiu consecventă. Ok, Simona. Bun. Principalele probleme întâlnite la fetele cu care lucrez sunt disciplina, lenea, motivația și lipsa informațiilor. Dacă vă încadrați la motivație, vreau să vă spun din start că până și cei mai mari sportivi de performanță își pierd motivația. Da? Motivația vine și pleacă. Ceea ce contează foarte tare este disciplina. Este modul în care vă disciplinați, modul în care acționați în fiecare zi, indiferent de ce se întâmplă.
Și acum, cum rezolv eu lipsa motivației și a disciplinei cu clientele mele în programul Revive? Dragele mele, le verific zilnic. Le verific zilnic, le dau task-uri zilnic, le sun când consider că este nevoie, le verific dacă și-au făcut antrenamentele, le verific mesele, le verific cântarul. Da? Astfel încât să ne atingem obiectivele la sfârșitul celor 12 săptămâni din programul Revive, să fim sigure că am ajuns la rezultatele dorite. Așa că nu le las o secundă să respire, le țin acolo să știe și să le reamintesc de ce au pornit pe acest drum și care le sunt obiectivele. Aici o avem din nou pe Janina, care a slăbit 7 kg în 12 săptămâni și am pus-o din nou aici pentru că cu Janina ne-a confruntat în programul Revive cu această problemă. La un moment dat și-a pierdut motivația din diferite probleme emoționale, un deces în familie. Pur și simplu și-a pierdut motivația. Am vorbit cu ea în fiecare zi, am stat să-i readuc aminte, să o motivez, să o aduc pe drumul pe care am pornit și să ne atingem obiectivele. După cele 2 săptămâni a reușit să se disciplineze, să intre din nou la obiceiurile pe care și le crease și să continue parcursul ei. Secretul numărul 3. Mențineți rezultatele toată viața. Bun, indiferent de ce variantă de program de fitness sau nutriție alegi să te ții, dacă nu te ții de ele, nu ai rezultate. Dacă ești motivată 3 zile după care îți pierzi interesul, nu se întâmplă nimic. Și atunci, dragile mele, trebuie să ajungem ca totul să devină un stil de viață. Un stil de viață trebuie să includă obiceiuri, comportamente, valori, alegeri, da? În fiecare zi, la fel cum știți în fiecare zi că, nu știu, pregătiți copilul pentru școală, că vă spălați pe dinți, că pregătiți masa soțului, că mergeți la serviciu. Așa trebuie să vă creați niște obiceiuri și în legătură cu sănătatea voastră, atât alimentare, cât și de fitness. Indiferent de ce se întâmplă, voi trebuie să vă stabiliți obiectivele și să le respectați. Cel mai bine orele de mese, cel mai bine zilele de antrenament și indiferent de ce se întâmplă, să le respectați. Ca să-ți menții rezultatele toată viața, să nu te mai îngrași, ai nevoie de un stil de viață. Da? În primul rând, obținerea un stil de viață sănătos necesită claritate în obiective, educație, planificare, consistență, sprijin și suport, o mentalitate pozitivă, resurse practice și răbdare. Și cel mai simplu lucru, să te ții de treabă. Și o să vă zic un lucru la fel cum le zic și fetelor din programul Revive. Fă acum ceva ce nu fac alții ca să poți să faci mai târziu ce nu pot alții. Ok? Apucă-te acum, construiește-ți sănătatea ta, stilul tău de viață, astfel încât pe viitor să poți să duci un stil de viață sănătos. Să te simți bine, energică, cu un corp tonifiat, cu alimentație adecvată care să susțină activitatea zilnică. Și în tot procesul ăsta ai 2 variante. Una, să slăbești pe cont propriu. Și ce înseamnă asta? În primul rând, trebuie să te ții singură de treabă. Să-ți calculezi caloriile singurică. Da? Să-ți calculezi macronutrienții, să stabilești ce exerciții sunt bune pentru tine și ce tip de antrenament e potrivit pentru tine. Sunt enorm de multe materiale pe internet, te poți inspira. S-ar putea să fie bune sau nu, dar și dacă sunt bune, s-ar putea să nu ți se potrivească ție. Nu ai un plan clar, nu ai un antrenor personal și un nutriționist. Trebuie să te motivezi singură, să te ții de treabă cel puțin 3 luni. Da? Vei investi mult timp și probabil vei abandona pentru că nu vei ști ce să faci, nu vei găsi variantele, nu vei ști cum să modifici astfel încât să ajungi la rezultatele dorite. E greu pentru că trebuie să te ocupi singură de toate lucrurile astea și știu ce înseamnă. Sau ai varianta 2 în tot parcursul ăsta și în tot drumul tău, să lucrezi alături de mine.
Poți lucra alături de mine și te asigur că drumul se va scurta masiv, pentru că eu voi face munca pentru tine și te voi ghida pe tine la fiecare pas. Ai la dispoziție un antrenor personal și un nutriționist, îți voi spune tot ce trebuie să mănânci, îți voi personaliza antrenamentele în funcție de nevoile tale, îți voi calcula necesarul tău caloric și necesarul de macronutrienți și cel mai important, o să fiu alături de tine, să te motivez, să te susțin, să te verific și să mă asigur că ajungem împreună la rezultatele dorite. Ai atenția mea personalizată, programul este adaptat pentru fiecare în parte, pentru a se potrivi nevoile fiecăruia și stilului tău de viață. Vreau să-mi scrieți în chat dacă sunt persoane care își doresc să lucreze alături de mine, să vă motivez, să vă fiu alături la fiecare pas. Dacă da, scrieți-mi în chat un mare da! Alina ne-a mai scris între timp, fără sport mâncăm mai puțin. Da, Alina, teoretic, dacă tu nu ai masa musculară dezvoltată și nu ai activitate fizică constantă, destul de ridicată în fiecare zi sau cel puțin făcut media pe săptămână, da, caloriile tale sunt mult mai puține. Jonky ne scrie da, Aristina ne scrie da, mulțumesc fetelor, sunteți foarte drăguțe, vă mulțumesc. Bun. Dacă veți lucra alături de mine, nu va mai trebui să faceți munca să vă calculați, să vă numărați, să vă stabiliți antrenamentele, pentru că eu voi face toate astea pentru voi. Și acum vreau să fiți foarte atente, pentru că programul meu nu este pentru toată lumea. Și programul meu nu este pentru tine dacă cumva cauți soluții rapide și fără efort, nu ești dispusă să-ți modifici stilul tău de viață. Prefer să lucrezi singură, crezi că nu poți să slăbești fără înfometare și diete, dai mereu vina pe ceilalți, nu vrei cu adevărat să ai o viață mai bună și mai sănătoasă, nu vrei să schimbi obiceiurile, aștepți ca rezultatele să spice din cer, nu vrei, nu poți să investești financiar în sănătatea și în transformarea ta corporală. Da! Programul meu este pentru tine dacă ai născut și nu numai și te lupți să scapi de burtică, cauți soluții sănătoase și sustenabile, nu doar soluții rapide și temporare. Vrei să-ți îmbunătățești atât aspectul fizic cât și starea generală de bine. Cauți sprijin și îndrumare personalizată, nu doar sfaturi generale. Ai încercat diverse diete sau programe de exerciții fizice care nu au funcționat pe termen lung. Vrei să te simți din nou încrezătoare și confortabilă în propriul corp? Nu știi ce tip de antrenament e potrivit pentru tine? Vrei să începi acum transformarea ta? Vrei și poți să investești financiar în sănătatea și în transformarea ta corporală?